Odată cu încălzirea vremii, apar și primele gropi în asfalt. Acolo unde responsabilii nu intervin, apare coșmarul șoferilor. Din cauza episoadelor repetate de îngheț-dezgheț, plombele sar pur și simplu. Reprezentanții tronsoanelor de drum pe care le au în administrare caută soluții, însă acestea nu par să fie îndeajuns pentru a veni în întâmpinarea șoferilor. Administratorul drumului public este obligat, în conformitate cu legislația rutieră, să mențină starea de viabilitate a drumurilor publice. Prin starea de viabilitate a drumurilor publice înțelegem o practicabilitate permanentă a părții carosabile, dar și lipsa unor obstacole de orice fel de pe aceasta, astfel încât să se asigure o circulație fluentă și în siguranță. Vreau să vă informez de asemenea că în situația produce unui eveniment rutier ca urmare a stării necorespunzătoare a drumului public, administratorul drumului poate să răspundă civil, contravențional sau penal în condițiile legii. Totodată, vă informez că pentru neîndeplinirea obligației de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă, dar și nerespectarea obligațiilor referitoare la menținerea stării de viabilitate părții carosabile, sancțiunile contravenționale aplicate administratorului drumului sunt în cuantum de la 3.045 de lei la 14.500 lei. Pentru nerespectarea obligațiilor legale, administratorii de drumuri au primit sancțiuni consistente, asta mai ales în contextul în care procedura prin care pot fi despăgubiți șoferii după ce își strică mașinile este destul de complicată, iar oamenii își primesc cu greu banii pierduți în gropile din asfalt. În anul 2019, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au aplicat două sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.090 de lei Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere pentru neîndeplinirea obligației de menținerea stării de viabilitate a drumului național 6 pe sectorul de drum cuprins între localitatea Gura Văiei și municipiul Roșova. De asemenea, în iarna aceasta, tot polițiștii rutierii mehedințeni au aplicat 6 sancțiuni contravenționale administratorilor drumurilor județene pentru neîndeplinirea obligațiilor pe timp de iarnă în vederea menținerii practicabilității părții carosabile a drumurilor județene. Șoferii care își strică mașinile în gropile din asfalt pot primi despăgubiri în instanță de la administratorul drumului. Demersul este însă unul complicat. Ghinioniștii au nevoie de fotografii, o reclamație la poliție, un martor și o constatare a pagubelor într-un atelier auto.